Bun găsit, doamnelor și domnilor! Avem astăzi plăcerea de a invitat la Constanța News pe domnul primar de la Hârșova, domnul Viorel Ionescu, unul dintre primarii tineri ai Dobrogei, ai județului Constanța. Bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc, bine v-am găsit! Avem cam 4 ani, nu? De când, de la ultimele alegeri, sunteți la primul mandat. Practic, în aceste zile ați avut o aniversare, ca să zic așa, a 4 ani de mandat. De aceea cred că este bine să avem o discuție în care să prezentăm locuitorilor din Hârșova un fel de bilanț al activității în acest mandat. Da, s-au împlinit 4 ani. Pe data de 23 iunie 2016 am fost investit. În 24 iunie 2016, prima mea zi de muncă în această onorabilă funcție de primar al orașului Hârșova. 4 ani frumoși, 4 ani grei, 4 ani plini de activități, 4 ani ce a venit și a adus aport, știu eu, activității mele de viață, ca și experiență în ceea ce am făcut. Seamănă așa cu ceea ce v-ați așteptat? Nu. Nici nu există o școală, am mai spus, nu există o școală de primar. Nu există o școală de primar unde te duci să-ți faci temele și să, cum am fost învățați cu toții, noi mergi la o școală, apoi la o facultate, te pregătești să fii mai bun sau foarte bun în domeniul tău. Aici nu există o școală de primar. Efectiv, consider că scoate în evidență calitatea omului de a fi un bun administrator, un bun gospodar, un bun manager. Doar că apare și cealaltă problemă destul de, să spunem, delicată, că acest drum trebuie să fie susținut în spate de cetățeni. Și atunci cetățenii trebuie să vadă, să analizeze și apoi la fiecare 4 ani să sancționeze sau nu. Dom'le, dacă a fost gospodar și lucrurile merg într-o direcție bună, ok, merge mai departe, dacă nu, a fost prea rău, prea dur, prea incompetent, atunci să rămână acasă, vine următorul. Cred că, indiferent de comunitatea de care vorbim, că vorbim despre un oraș, despre capitală, despre un oraș mare sau o localitate micuță, cred că prestația primarului și a echipei sale este sancționată, cum a spus dumneavoastră, la vot, în bine sau în rău, de către cetățeni, de către oamenii care văd și beneficiază de ceea ce fac cei care se află la conducere. Și de aceea vă propun să discutăm un pic pe capitole prestația primăriei pe care o conduceți în acești 4 ani și realizările și poate nerealizările pe care le aveți. Pe care mi le-am trecut pe agenda și mi-am propus să le continuăm în următorul mandat. Haideți să începem cu ceva care eu zic că doare peste tot. Este vorba de infrastructură. Fie că ne referim la străzi, fie că ne referim la canalizare, la, eu știu, un oraș, conceptul de smart city, da, atât de mult vehiculat în ultima perioadă. Cum stă Hârșova din acest punct de vedere? Cum stătea în momentul în care ați ajuns la primărie și ce s-a schimbat de atunci? Cum stătea când am ajuns la primărie? N-au trecut mulți ani, hârșovenii știu, nu vreau să discut. Adică, efectiv, pentru mine acum acest bilanț este, zic eu, destul de ușor de făcut, având în vedere că atunci când am început mandatul, așa mi s-a părut normal, am făcut o adresă primarului, fostului primar, la momentul respectiv, prin care l-am invitat să facem protocolar un proces verbal de predare-primire. Ce proiect are în derulare,
situația economică a primăriei, da? Efectiv, dumnealui mi-a răspuns în scris că n-am primit nimic, n-am ce să predau. Acestea fiind spuse, eu spun punct. A preluat și nimic și a predat exact, nimic. Da, da, și a predat nimic. Acestea fiind spuse, eu am zis ok, punct. Deci eu de la zero, cum oricum am gândit că orașul nostru trebuie să pornească de la zero, din toate punctele de vedere. Și atunci revenim la întrebarea sau la problema ridicată de dumneavoastră. Nu vreau să discut despre infrastructura până în 2016. Hârșovenii o știu și vor analiza. Eu vreau să spun că în acești 4 ani de zile, deci nu în 8 ani cât au avut cei dinainte noastră, sau în 16 ani, sau eu am spus vreau să mă raportez în acest secol, nu vreau să mă mai raportez în secolul trecut, discutând din 2000 până în prezent. Eu în 4 ani am reușit să asfaltez, discutând de infrastructura rutieră, să asfaltez 10 km de străzi ce nu au fost asfaltate niciodată. A unele, iar altele au fost asfaltate înainte de Revoluție, cu un asfalt degradat, și să asfaltez inclusiv două străzi, de fapt, singure străzi, Vărate-Voroneț la ferma 1 și, să spunem, jumătate din străzile aflate în Vadoi, comunități ce țin de Hârșova. De două cartiere. Da, să le spunem, da, un satul Vadoi, da, și un cartier ferma 1, cum spunem noi. Pe lângă acești 10 km, mai avem încă 1, aproximativ 6 km de străzi pe fonduri europene. Vreau să spun că primii 10 km am asfaltat pe fonduri guvernamentale prin PNDL2, iar străzile ce leagă ansamblul Vasile Cotovu de cetate și de centru, cu o porțiune de aproximativ 400 de metri, unde acolo constructorul, proiectantul a dat ca și soluție tehnică, nu venea, aveam un laps, nu venea cuvântul, ca și soluție a dat în loc de betonare, a dat în loc de asfalt, a dat betonare și urmează să betonăm acele porțiuni, dar sunt două porțiuni. În momentul de față, ținând cont și de starea de urgență, apoi starea de alertă, lucrurile sunt, dar vom continua. Am purtat discuții cu constructorul săptămâna trecută, vom începe lucrurile cât mai curând ca să le finalizăm cât mai repede. Deci, una peste alta, eu spun că în 4 ani am reușit să asfaltez undeva aproximativ 11,6 km de străzi. Procentual cam cât reprezintă din ce aveți? Nu am o rețea de străzi. Da, dar în schimb am rețeaua de iluminat pe care am reușit să o schimb în totalitate. Am schimbat iluminatul public, am trecut pe LED și acolo, în urma studiului de fezabilitate, mi-a reieșit o rețea în lungime de 55 de km. Ceea ce înseamnă că undeva 50 de km, tot pe acolo, trebuie să aibă plus minus, să aibă și infrastructura rutieră. Da? Atunci înseamnă că undeva la 20% am reușit să asfaltez de străzi, repet, neasfaltate până acum, am reușit să le asfaltez în numai 4 ani de zile. Mult puțin, îi las pe Hârșoven să aprecieze. Ce fel de populație aveți în Hârșova? Este o populație tânără, mai puțin tânără? Este o populație, ponderea este de vârstă medie. Vârstă medie. Da. Tinerii, în general, pe categorii de vârstă undeva până în 25 de ani, 30 de ani, încearcă, bineînțeles, încearcă șansa în... Având orașele mari. Aspirații, da, alte aspirații, în orașe mari și în afară, peste hotare. Da, vă întreb asta pentru că știu că este o problemă pentru, în general, pentru comunitățile mai mici, să-și țină tinerii acolo. Și cred că toți la infrastructură ar intra și acele locuri, acele investiții care să țină tineretul. Și începând cu, eu știu, parcuri,
locuri de joacă, divertisment, da, dar și un învățământ de calitate. Nu numai învățământ de calitate, și un sistem de educație de calitate, pentru că am spus, eu din punctul meu de vedere, nu dau Hârșova nici pe Constanța, nici pe București. Da? Născut, crescut acolo, iubesc orașul și acolo vreau să rămân și acolo voi rămâne. Acum depinde de posibilitatea tinerilor de a se promova și, cum spuneam, de a-și atinge țelul în viață. Este greu un oraș pe care eu consider că l-am restartat, l-am repornit, să-l aduc dintr-o dată în doar 4 ani de zile. Am spus, o casă o construiești, recomandările undeva în 2-3 ani de zile, dar amintem un oraș unde discutăm acolo de mentalitatea oamenilor, de știu eu, acele obiceiuri împământenite de la foștii, hai, lăsați-o așa că va fi bine, nu e... E genul de oraș în care fiecare se cunoaște cu fiecare? Este genul în care marea majoritate se cunoaște cu marea majoritate. Ok, am înțeles. Fiecare, da? Este genul oraș în care cetățenii se uită și privesc, doamne, vreau și eu o normalitate, vreau, cum se spune, o țară ca în afară. Ok, pentru asta, pe lângă drepturi, avem obligație, că am tot spus-o. Dar nu vreau să mi se aplice atunci mie, pentru că e destul de greu, având în vedere situația în care ne aflăm acum. Ok, și atunci eu am transmis. Nu sunt adeptul, știu eu, unor schimbări peste noapte. Doamne, pentru că, la un exemplu, știu, ai fost cu casa într-o stare de ilegalitate sau nu ți-ai plătit taxele și impozitele de zeci de ani, acum vreau în 4 ani de zile să vii pe zero. Și eu sunt conștient că nu se poate acest lucru, dar vreau să văd că intenția este să intri în legalitate și că intenția este să începi să-ți plătești taxele și impozitele. Și aici mă refer la o anumită categorie de neplătitori de taxe, da? Unii au înțeles și au venit și au început să intre în legalitate cu construcțiile, să-și plătească taxele și impozitele, dacă sunt sume foarte mari, să încheie o formă de eșalonare. Alții nu vor. Cu aceea am demarat mai departe procedurile legale. Da. Adică cetățenii trebuie să înțeleagă că dacă vrem servicii ca în afară, dacă vrem instituții ca în afară, trebuie să începem și noi să avem o gândire și o mentalitate ca în afară. Da, cred că până la urmă oricine, oriunde ar trăi, caută să aibă o viață... În primul rând caută o liniște sufletească. Exact. Deci și... eu asta mă gândesc. Și atunci, discutând, trebuie să-i ofer omului, așa am gândit-o, pentru că, doamne, în primul rând, eu sunt hârșovean. Primar sunt, s-ar putea să nu mai fiu, sau s-ar putea să mai fiu încă un mandat, două, trei, nu știu, cât o vrea Dumnezeu, cât o dori cetățenii. Dar și cel care va veni, dacă va veni cineva după mine, în primul rând trebuie să fie... fără să încerc să deranjez pe cineva, dar acesta este ciclitatea vieții. Vreau cineva, un tânăr, să vină ca să preia, pentru că la mine cu siguranță nu o să-i dau, n-am primit nimic, n-am ce să predau. Voi spune, n-am primit nimic, dar îți predau următoarele proiecte și sunt foarte multe, credeți-mă. Și atunci să le continue. După care va veni altul și altul. Iar noi să, efectiv, după ce intrăm într-o astfel de funcție, ce mai mult sau mai puțin vă spun că erodează. Da? Te consumă și atunci poate simți nevoia de o liniște sufletească, să stai în sânul familiei, să te liniștești, iar când ești pe stradă, să poți beneficia de anumite servicii. Și acum așa am gândit-o. Dom'le, de ce avem nevoie? Și am început. Avem nevoie, în primul rând, de o infrastructură rutieră. Haideți să asfaltăm, să uităm de străzile din centru, care mereu și mereu au fost asfaltate. Nu. Haideți să ne extindem pe periferie. Și ne-am extins, cum vă spuneam, pe străzi ce nu au fost asfaltate niciodată. Ce doresc cetățenii? Doamne, doresc noaptea, doresc să fie în siguranță. Pe lângă instituția poliției locale, vom discuta, dar e și altă, poate altă dată, cu că nu intră într-un bilanț, spunem, da? Intră efectiv în activitate împreună cu Poliția Națională și Jandarmeria. Dar pe lângă aceste instituții, cetățeanul dorește o siguranță dată de un oraș iluminat. Am schimbat tot, cum spuneam, tot iluminatul, l-am trecut pe LED. Acum suntem în a doua etapă, efectiv, de montarea echipamentelor de ce ne introduce pe urmă în categoria de Smart City, de iluminat inteligent cu monitorizare pe calculator, cu o stație de alimentare electrică a mașinilor electrice.
Da? Așa am gândit-o. Apoi ce doresc cetățenii? Cetățenii doresc să iasă copiii în parc. Bun, am depus pe fonduri europene, urmează, sper ca până la jumătatea lunii iulie să semnez contractul de execuție, pentru că suntem pe ultima sută de metri cu evaluarea privind construirea două parcuri pe fonduri europene, foarte frumoase, foarte mari. Doresc cetățenii locuri în care să se recreeze baze sportive și atunci deja au văzut că am început construirea primului, sună ciudat pentru un oraș să spui primului teren sintetic în nocturnă de mini-fotbal și teren de tenis, de multisport. Dar acesta e adevărul. Până acum, cei de primarii de până 2016 nu s-au gândit că noi tinerii avem nevoie și de un teren să ne recreăm în aer liber, seara, nocturnă, să jucăm un tenis de câmp. Să, da? Și acum aveți un proiect pentru un stadion sau un teren? Păi sunt, nu, sunt, am pe fonduri europene un proiect de reabilitare a stadionului, unde vă pot spune că săptămâna trecută am semnat contractul cu un constructor, pentru că a durat procedura și ne apucăm de continuarea acelor lucrări. Ce nu au ținut, cum spunea unul, domnule, primarul incompetent sau nu. Efectiv, firma nu a mai venit și automat s-au blocat, s-au stopat lucrările. A trebuit să evaluăm, să vedem cât a mai rămas de executat și... S-a atribuit altcuiva. Am atribuit și ne vom apuca, vom finaliza. Avem termen undeva până în decembrie. Termen de finalizare a acestor lucrări. La stadionul mare vorbesc. Dar pe lângă acesta am început construirea unui teren de mini-fotbal. Da? Unde suntem destul de avansați și sper eu ca undeva în 3 săptămâni, maxim o lună, să îl finalizăm. În paralel am depus la Compania Națională de Investiții un proiect prin care doresc să construim o bază sportivă de 180 de locuri în zona ANL-urilor, pentru că tot acolo construiesc și un teren, un parc, unul dintre două parcuri, și chiar acolo vreau să dezvolt cartierul acela. Unde, doamnă Natal, acum ca și infrastructură pentru tineri, acolo se construiește un bloc, bloc construit de Agenția Națională de Locuințe, stopate lucrările, dar nu din cauza primarului, pentru că nu noi construim acolo, ci Agenția Națională de Locuințe. La fel am întrebat, se pare că sunt pe ultima 100 de metri și vor începe lucrările și acolo. Toate aceste întreruperi și la stadion și la ANL-uri au fost datorate sau nu, au fost pricinuite când, da? De acea ordonanță 114, unde a trebuit să se rediscute cu datul creșterea salariului în construcții, da, costurile. Deci una peste alta încerc să prezint hârșovenilor o diversitate în ceea ce înseamnă traiul de zi cu zi, așa cum îl văd eu. Dar trebuie să vedem și noi cetățenii, doamne, dacă primarul merge către o deschidere, către o dezvoltare, știu că această dezvoltare generează niște costuri. Da? Dar haideți să mergem în direcția aceea, pentru că altfel am mai spus-o. Dacă nu ar fi existat evoluție și acum am fost tot în Evumediu, tot în noroi și acele 10 străzi, 10 km de stradă ar fi fost tot neasfaltate, tot cu piatră, tot cu noroi. Bun. Apropo, da, de evoluție, pentru că e o problemă care se regăsește chiar și în Constanța, pare greu de crezut în zilele noastre, lumea încă gătește la putelie, cum spunem noi. Da, este o moștenire pe care o avem. Și lucrurile încep să... Și ne încălzim la lemne, da. Cum stă Hârșova din punctul ăsta de vedere? Aveți... Și noi la fel încă alimentăm la butelii, ne încălzim la lemne, alții electric. Vă pot spune că e un proiect, am mai... S-a auzit de el, am mai tot spus, un proiect l-am demarat privind racordarea orașului la rețeaua de gaze. Este un proiect mare, este un proiect de anvergură, nu se poate face peste noapte. Adică una este să vii să extinzi rețeaua de apă și canalizare și alta este să vii să înființezi rețeaua de gaze aflată undeva la 40 de kilometri, să o înființezi în Hârșova. Dar vă pot spune că, și deja cred că au aflat hârșovenii, săptămâna trecută am semnat un contract în ceea ce înseamnă consultanță în acest proiect, pentru că este momentul să trecem la un pas 2, la un alt nivel, privind proiectarea tehnică și execuția. Pentru că, din ce am citit, am văzut intențiile, și rămâne să vedem, sper să nu rămână la stadiu de vorbe, intențiile actualului guvern este de a demara acum în
luna iulie, august, jumătatea lunii iulie, august, a demarat proiect de finanțare pentru orașele care au studii de fezabilitate în acest sens. Vă pot spune că Hârșova are studii de fezabilitate făcut, deci suntem cu temele făcute. Nu rămâne decât să... Să reușiți să atrageți. Să atragem și să fiu chemat să semnez contractul de finanțare și să ne apucăm de treabă. Adică, am spus, voi lupta până când nu vom mai avea putere, cel puțin pentru acest proiect de a racorda orașul la rețeaua de gaze, pentru că acest proiect asigură orașului speranță de dezvoltare, în primul rând, da, și ne asigură și nouă cetățenilor un alt nivel de trai. Crește atractivitatea. Da, crește. Nu înseamnă că dacă mâine vor veni gazele, automat toată lumea se va branșa. Da? Dar am spus exact cum internetul era în 95, era ceva de domeniul wow, cine își permite, era un lux. Și gazele acum nu reprezintă un lux, se reprezintă și ele o necesitate. Da? Cum a devenit internetul o necesitate, pe care la început unii cetățenii îl vor accesa, spune acest proiect, da? Iar alții nu. Dar vă spun eu că în 2, 3, 4 ani de zile, ușor, ușor se vor și să sperăm că vor vedea beneficiile atunci. Da, da, da. Adică, deci avem și acest proiect și se... Este. Eu nu sunt adeptul să vin și să mă laud de fiecare dată, ci efectiv când am niște pași concreți făcuți sau când deja am o direcție bine definită și am o garanție a unui lucru ce urmează a fi executat, atunci vin și informez cetățenii. Pentru că altfel vorbării și promisiuni sunt sătul și eu de armite dumnealor. Deci eu ce vorbesc, vorbesc și pot să și dovedesc. Da. Un alt capitol care ține de confort și de siguranță, până la urmă, de siguranța fiecăruia, da, e reprezentat de sistemul medical pe care îl pot accesa cetățenii în orașul dumneavoastră. Da. Încă o dată, este un oraș mic, de aceea cred că și problemele sunt mai mari în a atrage oameni de valoare care să lucreze în spitalul, da, orășenesc, și pentru asta la fel trebuie să le oferiți condiții foarte bune. Condiții, da, adică este Hârșova încă un oraș în care oamenii pleacă la Constanța sau la București să se trateze? Sau... Nu, Hârșova este un oraș ce are un spital regional dotat cu echipamente, pot spune, moderne, pentru un proiect pe fonduri europene de 1,2 milioane de euro. Este un oraș care are un spital ce va începe cât de curând, în zilele acestea, vor începe lucrările de reabilitare, pentru că am accesat un proiect pe fonduri europene privind reabilitarea energetică a spitalului și efectiv am spus, costă acest proiect, dar spitalul va fi reabilitat de la A la Z, deci de la subsol la sistem de canalizare, inclusiv pe saloane, pe săl de operații, până sus la acoperiș cu panouri fotovoltaice, cu centrala ce deservește spitalul. Este un spital în mod de față deservit de un heliport și am vorbit deja, timpii de intervenție s-au redus de la o oră, o oră și 10 minute când vine o ambulanță sau când pleacă ambulanța la Constanța, undeva la 25 de minute când vine elicopterul și a luat pacientul, unde deci discutăm. Da, e important. Jumătățirea timpului, da? Mai ales pentru cazurile grave este foarte important. E important un minut, dar minte 20 de minute, da? Discutăm de un spital pe care eu vreau să-l dezvolt. Un spital care, cu bucurie, am spus, am constatat că a fost apreciat și lăudat de persoane din afara localității, pentru că fiind regional, nu deservește doar cetățenii Hârșova, ci din toate localitățile, inclusiv din județe vecine, Brăila, Ialomița, au venit la Hârșova și au apreciat acest spital. Dar este și un spital unde micile răutăți locale, să spunem, încearcă să scoată în evidență că, vai, nu se face nimic. Nu, acolo se lucrează, acolo se vede o schimbare, cine vrea să vadă. Cine nu, degeaba arăți orbului lumina, că nu vede. Înțelegeți? Dar una peste alta este un spital unde eu m-am gândit că medicii, înainte de toate, au nevoie de
echipament să-și desfășoare de condiții de lucru. Da. Pentru că salarizarea o asigură, știm cu toții, sistemul și acum prețul, salariile au și au mai crescut. Da? Vă pot spune că de blocul ce vă spuneam mai devreme, rămas ANL-urile. Da, ANL-urile. Este un bloc luat tot pe un proiect de construire blocuri pentru medici, le spun eu, pentru personal sanitar din spital, tocmai pentru că am zis, domnule, medicii ce vor veni în oraș să le dau posibilitatea, să le ofer un apartament, să rămână acolo. Adică voi face tot ce voi putea pentru a susține acest spital, deși, am mai spus-o și o repet, din punctul meu de vedere, spitalele ar trebui să fie gestionate de Ministerul Sănătății și să fie luate la mod centralizat de Ministerul Sănătății, pentru că funcționarea spitalului este asigurată din bugetul local, dar spitalul de servește, am mai spus și alți locuitori din alte localități și nu este normal, nu este corect ca din taxele și impozitele hârșovenilor să plătim servicii postoperatorii pentru acele locuitori din alte sună cinic, dar asta e. Bine, nu lăsăm cetățenii netratați, nevindecați, dar nu este corect. Și atunci mi se pare foarte normal ca ordinul de ministru din 2010, când s-au dat spitalele în, să se revină asupra lui. Am înțeles. Deci spitalul încercăm să-l... De ce? Pentru că am mai spus, doamne, acolo să nu credeți cumva că eu, dacă ferească Dumnezeu, am vreo problemă, mă duc în altă parte. Nu, mă duc tot acolo. Acum vreau să spuneți dacă se merge, se mai pleacă la Constanța sau la București. Vreau să vă spun că și de la Constanța se trimit pacienți către București. Deci fiecare spital are un anumit grad de, știu eu, de tratare a pacientului. Cazurile grave trebuie să le trimitem la București, la Constanța și de acolo probabil ei, că am avut cazuri. Da, consideră, da. Consideră, domnule, plecat imediat la București. Da? Sau efectiv cu elicopterul de la Hârșova plecat direct spre București. Da? Iar alte cazuri sunt tratate în Hârșova. Ați avut probleme cu în această perioadă cu pandemia? Am avut mici probleme, am avut și noi câteva cazuri, mai exact 4, da? Cum am mai spus, am informat cetățenii când am avut cazurile, nu pot să informez când s-au vindecat, pentru că eu nu sunt informat când sunt externați, vindecați, da, externați. Până la urmă este și o chestie de... particulară, ca să zic așa, de intimitate. Este intimitate, dar când este vorba de, știu, de a pune în pericol sănătatea publică a cetățenilor, atunci privatul în particular trebuie să fie puțin... Primează interesul comunității. Exact. În schimb, am spus, eu sunt informat când avem cazuri și, teoretic, după 14 zile, ar trebui să fie tot în regulă, da. Acasă. Dacă nu anunț nimic, este clar că s-a vindecat. Deci, una peste alta, am avut și noi aceste micuțe cazuri. Încă se ține sub control. Fac încă o dată... 4 cazuri pentru un oraș, da, e totuși e ok. Suficient, ajunge, nu mai vrem. Fac în continuare apel la cetățeni să respecte, chiar dacă poate deranjează, să respecte recomandările. Mai ales, acum câteva zile am vorbit cu colegii din primărie și le-am spus, doamne, tot acum câteva zile am observat, am văzut în articol, primăria Constanța au o problemă mare. Zic, haideți, vă rog, vreau să fim precauți noi, pentru că nu vreau să fim în situația de a funcționa de acasă sau de a nu funcționa. Da, în fond e vorba de câteva, de respectat câteva reguli foarte simple. Da, câte măsuri normale de, da, igienă, de igienă și de, da, o, știu, separație elementară între cetățeni. Nu stăm să ne îmbrățișăm acum dacă nu suntem rude, nu suntem familie, da? Efectiv. Se spune că cea mai bună formă de... menținerea sănătății, da, cea mai bună politică, cea mai bună strategie este investiția în sănătatea psihică și fizică a cetățenilor. Da. Și cred că un mod ideal de a face acest lucru îl reprezintă, nu, ceea ce spuneați mai devreme, investiția dumneavoastră în terenuri de sport, în stadioane, da, în locuri unde aveți mulți copii în oraș? Avem. Și au această posibilitate de a face sport? În momentul de față avem un teren de, avem doar, să spunem, sala de sport a orașului.
da, ce este, dar acum este închisă, bineînțeles, da. Da? Mai avem pe urmă sălile de sport ale școlilor, liceul teoretic Ioan Cotopu și școala gimnazială numărul 1. Vis-a-vis de spații de joacă, efectiv, pe lângă ce am amenajat în parcuri, dar pentru sunt terenuri de fotbal sau de tenis sau de în afară de terenul, stadionul mare, de terenul mare, Hârșova nu a avut și de acest motiv pentru care am demarat și vreau să avem. Da, până la urmă am mai spus pentru... e important să scoatem copiii afară, da, să nu-i ținem în fața calculatorului, nu că ar fi rău să stai în fața calculatorului, dar nu tot timpul. Iar pentru copii am spus, nu pentru că am eu 3 copii, da? Dar pentru copii trebuie să facem orice, pentru că ei, copiii, reprezintă viitorul nostru. Avem grijă de copiii noștri și vom avea un viitor liniștit. Și atunci, acest motiv pentru care am încercat să găsesc proiecte pe fonduri europene și în ceea ce înseamnă de înființarea de parcuri și în ceea ce înseamnă sănătate, am accesat proiecte guvernamentale, PNDL, să spunem, dezvoltarea infrastructurii educaționale și aici mă refer la extinderea unei școli, îi spunem noi școala clasele 1-4 din cadrul liceului Ioan Cotopu, noi spunem școala din port, unde acolo au avut nevoie de o extindere de 2 clase ca urmare a apariției clasei pregătitoare. Deci până această solicitare de foarte mulți ani făcută, până să ajung eu, nu s-a realizat. Am reușit și am făcut extinderea acestei școli cu 2 clase. Am finalizat mansardarea școlii gimnaziale numărul 1, unde acolo avem o clasă predată la cheie, iar restul spațiului, chiar am stat cu doamna director, vreau să-l gândim și să-l gândească, de fapt, și împreună să-l împărțim în săl de clase, în laboratoare, în ce doresc cadrii, ce gândesc mai bine că ar fi pentru copii. Am realizat tot prin PNDL extinderea grădiniței cu program prelungit tic-pitic. Acum sunt în ultimele etape de punerea unui alt proiect pe fonduri europene, eficiența energetică a liceului teoretic Ioan Cotopu, adică așa cum ne apucăm la spital, vreau să facem și la liceu. Adică, efectiv, trebuie să investim în educație. Am depus un proiect și mi s-a aprobat de internet Wi-Fi for You, era programul internet gratis în 11 locații, inclusiv A2, inclusiv Ferma 1, pentru a da în spații publice, pentru a da posibilitatea nu numai copiilor, tuturor să ia contact cu internetul, pentru că internetul are și părțile lui bune, dar atenție, pentru că are și părțile lui negative. Ce să vă spun, s-a deschis acum pe partea de COVID, am fost admiși, dar ni s-a transmis că vom fi contactați, că s-au înscris foarte multe primării privind dezvoltarea învățământului, unei platforme de învățământ online la noi în Hârșova, deja existând. Le mulțumesc doamnelor directori pentru că au ținut cont și de părerea unui părinte, în primul rând, de a demara și avem implementat catalogul electronic în școlile din oraș. Dar, cum vă spuneam, în proiectul acesta pe care l-am depus și așteptăm să ne contacteze, vrem, pe lângă un număr de aproximativ 40 de laptopuri, plus platforma de învățământ online și plus o tablă, cel puțin o tablă smart, da, pentru fiecare școală. Adică încercăm să asigurăm un învățământ împreună cu, bineînțeles, cadrii didactice sunt în prima linie în acest moment, dar voi veni și voi sprijini, pentru că dacă nu învățăm, dacă nu avem cultură, va fi vai de viitorul nostru. Da, ușor am făcut trecerea către acest alt capitol al discuției, educație, cultura. E clar că lucrurile se schimbă. Această perioadă pe care o traversăm ne-a arătat foarte clar. Nu știu cât de mult sunt afectați copiii în acest moment de ceea ce se întâmplă. Poate că pentru unii dintre ei e o perioadă, să zicem, frumoasă, vacanță, un fel de vacanță, sau învățământ la relaș. Vă spune din experiența mea, ca părinte, am văzut copii. Nu, școala, pe lângă faptul că te duci și e contact cu
profesorul, cu învățătorul, da, cu cadrul didactic, e contact cu colegii tăi. Deci, pe lângă etapa de educație, asigură și acea de socializare. Etapă de socializare, da? Și atunci este clar, iau un copil. Noi, adulți, am înțeles, ar trebui să mergi pe la muncă, oricum am mai ieșit din casă, dar ține un copil în casă este ca și cum ții ții o pastăre într-o colivie. Nu ai. Dar acum ei... Da. Din păcate, asta s-a întâmplat și trebuie să ne pregătim să facem cât mai atractiv și aici, evident, cum spuneați și mai devreme, cadrele didactice au cel mai important rol, da, pentru că depinde... pentru că depinde educarea copilului, depinde de cadrul didactic. De modul în care se pot cadrele didactice adapta noilor condiții și a face cursurile mai chiar și online mai atractive. Da. Eu am mai spus, trebuie să punem cu toții umărul, indiferent că discutăm de cadre didactice sau de părinți, copii, toată societatea trebuie să punem umărul la dezvoltare dezvoltarea sistemului de educație sau la la dezvoltare și aici includem tot, pentru că mi-a plăcut, am reluat această, când am auzit această idee și o transmit mai departe, faptul că acum noi plătim un tribut incompetenței, faptul că de 30 de ani nu s-a investit în educație, faptul că de 30 de ani ar trebui să existe acel pact al tuturor partidelor politice, doamne, pactul pentru educație, pactul pentru sănătate, și decât să dăm cu frimiturile, știu ce eu, rămâne? Anul acesta, câte puțin, eu ca cetățean aș înțelege, doamne, ok, haide să stabilim un pact pe 4 ani de zile, în primul an alocăm o sumă importantă sistemului de educație, dar să vedem niște schimbări majore, în al doilea an, sau cum vor dori, sistemul de sănătate, ok, și vedem așa cum s-a făcut pactul pentru apărare. Da? La fel trebuie făcut, pentru că degeaba avem apărare dacă nu avem sănătate. Am mai spus, nu avem sănătate, murim. Dacă nu avem educație, nu putem avea sănătate și iar murim. Dacă nu avem apărare, iar murim. Deci oricum ar fi, trebuie să gândim și să ne prioritizăm, dar aici mai mari noștri de la guvern și de la... dar trebuie să stabilească strategia acestei țări. Dar și noi trebuie să fim foarte atenți când vom merge odată la 4 ani de zile, pentru că, repet, acum plătim un tribut inculturii. Cum îi motivați pe copii să acceadă cu rezultate bune la sistemul de învățământ? Hey, aici este o întrebare ce a generat... a încercat să genereze cineva, să bruieze puțin intenția autorităților locale de a promova pe cei și de a-i recompensa pe cei buni la învățătură. Până în anii trecuți, efectiv anul trecut am avut 62 de copii, dacă nu mă înșel, pe care i-am adică am avut de la an la an un număr tot mai mare de copii, ce indiferent de că erau în olimpiadă de matematică, de română, de fizică, sau că au fost la competiții sportive sau concursuri populare, i-am recompensat. În acest an, în schimb, dacă nu au mai fost olimpiadă, nu au fost competiții, am luat hotărârea să recompensez doar șefii de promoții. Dar le-am spus-o, ceea ce spun și copiilor mei de acasă, învățați în primul rând pentru voi, nu învățați pentru bani, nu învățați pentru nimic, pentru că și noi sunt alte vremuri acum. Dar și eu când am învățat, eu n-am învățat pentru bursă. Am învățat pentru viitorul meu și ulterior au apărut rezultatele. Așa le spun și copilor mei acasă. Tată, învățați și cu bursele. Este o întreagă discuție și cu bursele. Eu sunt de acord să dau burse. Chiar am văzut că făceau caz și vor face în continuare asociația elevilor. Doamne, eu nu spun că să nu dau bursă, dar aici să stabilim niște criterii foarte clare, iar ministerul trebuie să vină, guvernul trebuie să vină, pentru că este clar, într-o hotărâre de guvern se stabilește cuantumul burselor. Iar asociațiile de consiliile de administrație ale școlilor stabilesc criteriile de acordare. Pentru că dacă vin la guvern, dați burse, că așa este bine, sau că suntem noi mai populiști, cei din asociația elevilor, și vrem să arătăm când ne zbatem noi. Bine, dacă am, vreau să vă spun că avem situații cu clase din 23 de copii, toți 23 au peste 8,50. Bine, este o, sincer, este o nebunie. Atunci mă trezesc cu o clasă de 23, am 23 de bursieri. Nu se poate așa ceva. Haideți să stabilim, și aici este rolul și a asociațiilor
copiilor, elevilor, da? Nu doar venim, alergăm, vrem, dar nu punem și puțin o presiune pe guvern să dea acea hotărâre de guvern, să stabilească un quantum, pentru că eu pot spune, dau, cât? 2 lei. Păi nu e normal, ne batem joc. Da, e. Nu. Și atunci vine guvernul să spună, doamne, uite, se dau burse, un quantum de... Care sunt de merit și... Care sunt de merit, ok, o să dau un anumit quantum, care, pentru că altfel dacă vin și dau, vor apărea diferențe între copiii ce învață în orașe mari, ce au o putere financiară și atunci vom vedea că o bursă de la, dau un exemplu, o bursă de merit poate fi de 500 de lei, dar Hârșova nu își poate permite. Sau bursele de studiu, cum au acolo, de la 850 în sus, pot fi de 300 de lei. Păi v-am dat un exemplu. Păi dacă am o clasă de 23 de elevi cu 23 de bursieri, mulți cu 300 de lei, păi dați seama. Asta ar trebui să vă bucure totuși, dacă ați avea da, această da, clasă. Corect, dar haideți puțin, știți cum e. Dar știu, presiunea este nu, mare. Nu de presiune bugetară. Haideți să tragem puțin o linie, să spunem așa. Atunci când am o clasă de 23 de copii, toți bursieri, atunci evaluarea este corectă? Adică trebuie să existe și atunci trebuie... Da, până la urmă cred că vedem evaluarea, vedem adevăratul nivel, îl vedem la examene. Da, dar până la examene atunci venim cu presiune pe autorități locale unde domnule, și ne trezim pe urmă că dăm burse, nu știu, dar dau burse unui copil ce termină cu școala cu 8.50 și văd după aceea la BAC că a luat ia 5 sau 6. Păi stai puțin, păi și până acum a luat bursa de 8.50. Da, înseamnă că aici trebuie să evoluăm și profesorii. Păi trebuie să implicăm și profesorii aici. De-aia spun că nu este problema cu bursele, este o problemă de discutat, de analizat. Nu e pe sistemul vrem burse și atât. Nu, vrem burse, ok, haideți să vedem hotărârea de guvern. Dați-o dată, domnilor guvernanți, dați hotărârea de guvern prin care stabiliți cuantumul burselor. Apoi sunt acele criterii stabilite în legea educației. Bun, criteriile, discutațiile domnilor profesori în Consiliul de Administrație. Și după aceea, când avem criterii și când avem și cuantumul burselor, putem veni către autoritățile locale și să... Și ne vine și nouă foarte ușor să ne facem o previzionare, să ne facem un buget pentru anul viitor. Da? E de discutat aici. Ați avut copii acum cu medii de 10 la evaluare? Încă nu am primit, n-am primit rezultatul și am avut zilele acestea, v-am spus, am semnat contractul și, și pentru stadion și pentru gaze. Chiar e de muncă și nu mi-a venit, dar voi întreba, mă voi interesa să văd. Deci, trecând o linie, eu sunt de acord să vin să promovez premiați performanța până la urmă. Da, pentru că neavând performanță, dar și performanța trebuie să fie cum spuneam, gradual și atunci cei care sunt de 9-50-10 să fie de 9-50-10, cei care sunt de ce să ne fie rușine să spunem că avem și copii de 6 în clasă. Da, da. Nu nicio rușine. Care se pot îndrepta spre meserii, spre și pot deveni să dezvoltăm exact, pot deveni acele post-liceale, scol de formare profesională, pentru că noi nu vedeți, ajungem și o reclamă mai toată lumea. Doamne, suntem țara unde avem foarte multe diplome, dar nu avem meserii. Da? Și atunci este o problemă. Așa este. Este o problemă. Da. Hârșova este unul din orașele cunoscute și pentru turism. Da. Și cred că, nu știu, având posibilitatea de a călători destul de mult în lumea asta, am văzut mici comunități de 200-300 de locuitori care în perioada sezonului turistic se transformă radical, ajungând să aibă, eu știu, până la 2-3 mii de locuitori sezonieri care vin și muncesc acolo, pentru că acele locuri produc din turism și aduc zeci de mii, milioane de turiști în locurile respective. Și creează plus valoare. Și creează plus valoare. Exact cum spuneați dumneavoastră, ați văzut, bănuiesc, în afară. Evident. Da. Mai greu. Da. Să spunem, în cadrul acestui bilanț al meu, să știți că am pornit foarte, foarte, foarte mare avânt și entuziasm în ceea ce înseamnă obținerea statutului de stațiune balneară. După care, și o spun la modul foarte, foarte corect, sincer, sistemul încearcă să taie din aripi. Dar eu nu mă voi lăsa. Pentru că în 2017, în februarie 2017, am început
și am obținut frumos, cu documente atestate de Institutul Național de Resurse Minerale, am obținut un buletin de analiză ce dovedește calitatea apelor terapeutice de la Hârșova. Și am spus, doamne, ok, hai să merg mai departe, am început să fac, trebuie să fac perimetrul de exploatare și explorare a apelor termale și acolo deja generează niște costuri. Și am spus, ok, sunt dispus să investesc, să spunem, și în aceste proiecte, chiar dacă doar pe hârtie, niște documente, dar ulterior va trebui să obțin statutul de stațiune balneară. Și pe lângă acele câteva criterii, unul foarte important este ca Hârș, o localitate, pentru a obține statutul, și am aflat după aceea, trebuie mai întâi statutul de stațiune turistică de interes local. Pentru a obține acest statut am nevoie de 100 în Hârșova, de 100 de spații, cel puțin 100 de spații de cazare, din care 40% să fie de categorii de la 3 stele Margaret în sus. Nu există așa ceva în Hârșova. Și atunci am venit cu propunerea. Dom'le, schimbați această lege absurdă, aberantă. Dacă o localitate poate dovedi prin documente că are resursă minerală, are bogății minerale, din oficiu dați statutul de stațiune. Și eu vă garantez că vor veni investitori. Dar niciun investitor nu va veni, dom'le, ai nevoie de 100 de spații de cazare, da, hai să construiesc eu un hotel și după aceea du-te și aleargă dumneata să obții statutul de stațiune. Niciodată nu se va întâmpla treaba asta. Vreau să vă spun că, bine, am scos 3 hectare din extravilan, din pășunea orașului și le-am introdus în intravilan, tot în zona apelor termale, în zona Gura Văii cunoscută de noi. 2 ani și jumătate a durat avizarea PUZ-ului. 2 ani și jumătate. Da, un coleg de-al dumneavoastră, primar, tot din județul Constanța, spunea că pentru implementarea, pentru realizarea unui proiect a durat un an construcția propriu-zisă, așa, dar 3 ani numai hârtiile. Deci vreau să vă spun că eu în 2019 am avut hotărârea de Consiliul Local, după ce am obținut toate avizele de aprobarea PUZ-ului privind scoaterea din extravilan și într-un intravilan. 2 ani și jumătate. Nu se poate. Trebuie gândit o strategie de dezvoltare turistică tot la nivel național. Dom'le, discutăm de turismul la Marea Neagră, discutăm de turismul pe Dunăre și discutăm de turismul montan. Sunt trei direcții clare. Se adună specialiștii pe fiecare direcție și se spună, dom'le, hai să stabilim o lege separată pentru fiecare. Una este să-ți dai un statut de stațiune turistică la munte, alta este să dai un statut de stațiune turistică la Dunăre și alta este pe litoral. Adică, nu, noi ne place, de ce să gândim? Toate la grămadă. Hai să rugăm la grămadă. Și pe urmă ne trezim că la grămadă nu facem decât să aglomerăm, de exemplu, zona Constanța, da? Unde este zona de litoral. Păi dacă numai aici se poate face turism, normal că se vor aglomera oamenii aici pe Constanța, iar zone cum este Hârșov, unde se poate face la fel, altfel de turism, nu se va putea dezvolta acea zonă pentru că nu am acea aberație certă de lege. Adică trebuie gândit puțin și trebuie să venim cu legile actualizate la secolul 21. Stăm cu o lege din... Se spune despre Constituție că la fiecare 10 ani ar trebui actualizată, că este învechită, da? De ce nu ar trebui așa și cu legile? Adică stăm cu lege din 90 și... Legea, bine, că este ea reactualizată. Acum am venit în cap legea Constituției 50/91. Doamne, are să facem acolo un cod, cum este codul administrativ, codul construcțiilor, un cod al turismului, un cod. Facem ceva, niște... Da, pentru că se pare că la alții funcționează, la noi nu, da, ceva se întâmplă. Da, dacă alții au inventat apa caldă, noi în loc să mergem și să discutăm, să vedem cum au făcut-o, noi stăm și ne chinuim să vedem cum dacă putem să o reinventăm. Nu, da. Asta e societatea în care... Da. Acum revenind, că nu vreau, pe partea asta e mult de discutat. Discutăm acum de bilanț. Vreau să vă spun că pe parte de turism sunt în discuții de, v-am spus, următoarea etapă pentru acea obține a statutului de stațiune balneară, să vedem dacă se va... am făcut o propunere dacă se va face această modificare legislativă, se obține mult mai ușor, nu pentru Hârșova, am mai spus, pentru toate localitățile ce pot dovedi că au resurse minerale. Și o altă direcție pe partea de dezvoltare a turismului este preluarea malului Dunării în administrare locală. Pentru că acolo, am spus, vreau într-un viitor foarte apropiat, eu gândesc în viitor,
chiar dacă voi fi sau nu voi fi primar, dar gândesc că voi fi să-mi continui proiectele începute. Vreau să accesez un proiect pentru construirea unui port de agrement turistic. Pentru că acolo, la Hârciova, oamenii ușor, ușor, dar greu, se dezvoltă turismul. Oamenii au început și au cumpărat embarcațiuni, da? Vin turiști să poți să-i plimbi pe Dunăre. Am spus, Hârciova are locuri mult mai frumoase decât în Delta. Da? Deja avem și noi, bine, în Delta acum a apărut Flamingo. La noi, dacă a apărut Flamingo în Delta, au plecat pelicanii în Hârciova. Avem și noi lebede, avem pelicani, da? Avem nuferi, avem ce-i de văzut. Dar malul nu e în administrare locală și automat nu pot să investesc într-un port de agrement turistic. Da, unde poate cineva să concesioneze pe urmă, să-și construiască, știu eu, un restaurant pe malul Dunei. Cineva a venit acum în Hârciova și a investit acolo, a fost autogară, da? Dar cofoare nu se face primăvară. Trebuie. Problema este că vin turiști pe litoral, da? Se mai întâmplă acum din ce în ce mai rar să vină chiar nave de croazieră. Vin și la Hârciova. Oamenii, exact, da, vin și la Hârciova, sunt excursii de o zi, da, care pot fi făcute în diferite locale, locații. Da, vin nave de pasageri, numai că acele nave, pentru că sunt într-un circuit turistic, da, Hârciova este port, dar nu este stațiune, da, efectiv vin autocare, au luat turiști și au plecat mai departe să viziteze altceva. Bine, acum pe fonduri europene, pe lângă ansamblu Vasile Cotovu, trec, iar mă întorc la, ca și bilanț, unde acolo o școală, emblema orașului, școala veche, cum îi spunem noi, va fi transformată la sfârșitul acestui proiect într-un muzeu regional, dar în paralel, Consiliul Județean a depus un proiect și e într-o fază destul de avansată pentru a se începe și lucrările de reabilitarea cetății Carsium. Da? Adică și noi avem, da? Numai că trebuie să oferim și din punct de vedere legal, știu eu, vizibilitatea orașului, să apară acolo pe harta stațiunilor, harta România a stațiunilor, da? Pentru că vă pot spune, distrund de ape termale, în zona, cum spuneam, Puturoasa, așa se cheamă izvorul din Puturosu și de acolo vin zona Puturoasa, sunt foarte multe rulote, foarte multe corturi, sunt foarte mulți turiști ce vin din țară și se campează în pădure. Acum, oamenii spun, dom'le, ce nu faci, dom'le, ca primar nimic? Le-am mai explicat și nu este bilanț, dar mai explic încă o dată. Faptul că acolo nu se poate construi deloc. Dintre considerente, odată, nu este terenul autorității locale, ci este terenul Regiei Naționale a Pădurilor. Doi, și dacă ar fi terenul autorității locale, este zona inundabilă și nu se poate construi. Trei, și dacă ar fi al nostru și n-ar fi zona inundabilă, este în zona de siguranță a navigației, unde spune foarte clar, 30 de metri de la linia apelor medii spre uscat, indiferent de forma de proprietate, nu se poate construi. Și cu asta capitol încheiat la Puturoasa. Dar în schimb, cum am spus, am scos 3 hectare după 2 ani și jumătate pe interior, în zona noastră, în, cum spunem noi, dincolo de dig, da? Avem 30.000 de metri, 591 mai exact, de metri pătrați de intravilan, unde cine dorește poate să vină să construiască. Dar rămâne pentru următorul mandat. Chiar nu pot, da, să sunt, fac pe toate. Sunt convins că legendele Hârciovei, ale vechiului Carsium, trebuie auzite și trebuie scoase cumva la vedere pentru turiști. Săptămâna trecută vreau să fac un ghid turistic în care să mergem pe 3 axe. Odată o axă de promovare a locurilor, că și noi avem în Hârciova locuri în interiorul orașului, 20 de puncte, să fac un fel de circuit al turistului. Dacă vine în oraș, pleacă. Poziția 1, deci acolo, 2, 3, să facem, da? O a doua axă de promovare a orașului pe Dunăre, cu locurile și legendele acestor locuri. Și o a treia axă, puțin de promovare mai extins și a localităților din jurul nostru. Da? Dar e de muncă și rezultatele nu apar așa peste noapte, că nu avem o baghetă magică la cenușarea asta sau la... Încet, încet ajungem și la un punct al discuției Terminus care da. Spune ok, ați parcurs această etapă de 4 ani, este doar o primă etapă. Eu sper să fie și cred că este doar o primă etapă. Indiferent cumva, pentru mine a fost o experiență,
ce mă va ajuta în viața mea, pentru că viața nu se termină la primărie. V-aș întreba un pic cum spuneți că sunteți crescut, născut, crescut în Hârșova. Da. Deci, înainte de a fi primar, sunteți un cetățean al orașului Hârșova. O să mor Hârșova. Ce spune, cetățeanul despre primar? Cetățeanul? Cetățeanul va trebui să, analizeze și să dea notă când vor fi alegerile. La vot. Eu pot spune așa, și aici poate trăgând o linie cu acest bilanț. De la acea adresă în care n-am primit, n-am ce să predau, eu, situația economică a primăriei, dacă le spunem cetățenilor, faptul că, nu știu dacă încălzește, faptul că în 2019 am terminat, deci am intrat în 2020 pentru prima oară fără datorii ale bugetului local, fără furnizori și fără datorii ale societății comerciale Carsimedil. Da? Spune ceva, pentru că înainte de a construi ce am construit, ce am făcut eu, am avut grijă să plătesc și datoriile din trecut, care n-au fost puține. Nu m-am plâns, dar aceasta e realitatea, trăgând bilanțul. Deci, din punct de vedere economic, dacă le spunem cetățenilor, atât pot spune. Doamne, 2019-2020, intrarea în 2020 a fost pentru prima dată când primăria Hârșova a intrat fără datorii și primăria Hârșova și SCC Carsimedil. Am intrat fără datorii față de furnizori. Acum, din punct de vedere tehnic, pot spune așa, că în momentul de față am 9 proiecte pe fonduri europene accesate și cetățenile știu dacă ele pot enumera 3 pe Interregiul România-Bulgaria și 4 pe POR, 1 pe POCU. Admis pe POCU măsuri de integrare de ajutor a categoriei defavorizate, iar celelalte sunt eficiența energetică a spitalului, dotarea ambulatorului spitalului, construirea de parcuri, spații verzi și aștept să fiu chemat, s-a aprobat și aștept, fac apel cu această ocazie pentru a nu știu câte oară. Din noiembrie mi s-a aprobat proiectul de construire de 2 blocuri sociale și asfaltare de încă 4 străzi și nici până astăzi nu am fost chemat să semnez contractul de finanțare. Și ne mai plângem de ce nu absorbim fonduri europene. Păi dacă mi s-a aprobat proiectul și nu am fost chemat să semnez contractul, e o problemă tot acolo, probabil sus. Deci, existând de aceste 9 proiecte pe fonduri europene, plus tot proiect pe fonduri european este și dotarea internetul Wi-Fi for You, deci cum ar fi, putem pune la categoria de proiecte europene, da? Ar fi al 10-lea. Pot spune că sunt acum, vă spuneam, pe ultima 100 de metri să depun un alt proiect pe fonduri europene privind eficiența energetică a spitalului. Am accesat 4 proiecte guvernamentale pe PNDL, am spus asfaltarea de 10 km plus extinderea școlii, mansardarea școlii gimnaziale și extinderea căminului, grădiniței, că cum îi spunem căminul, da, grădiniței cu program prelungit. Avem și proiecte locale, discutăm aici de construirea unui heliport la spital, discut de eficiența iluminatului public, discut de cele 5 treceri de pietoni în orașul Hârșova. Vreau să vă spun că o trecere într-un cartier la intrare dinspre București a fost cerută de cetățeni ani de zile, foștilor primari, și eu am reușit nu o trecere de pietoni în zona Sovija, ci 5 treceri de pietoni pe toată șoseaua națională, adică înființarea de 3 noi și relocarea altor 2. Aici un aspect care nu ține numai de primărie. Care nu ține numai exact, de primărie. Ține de drumuri. Da, ține de drumuri, dar împreună am colaborat și colaborăm. Vreau să și mulțumesc pe această cale domnului director Drogeanu pentru sprijin și pentru deschiderea în acest proiect și în următorul proiect l-am discutat de înființarea unui sens giratoriu la ieșirea spre Constanța, unde acolo s-au întâmplat foarte multe accidente, la bifurcația între Constanța și Tulcea, și am discutat cu domnul director și are toată deschiderea și vom finaliza împreună și acel proiect. Adică discut, v-am spus, de fonduri europene, fonduri guvernamentale, fonduri locale și terenul acela de mini-fotbal și ce am depus la CNI, un bilanț, cred că aș avea nevoie de o oră pentru fiecare mandat ca să fac acest bilanț. Am depus la CNI, mi s-a aprobat și să vedem când ne apucăm repede, ține iar de CNI, să construim un bazin de not în zona portului. Am depus la CNI să construim, ce v-am spus mai devreme, acea bază sportivă de 180 de locuri. Adică proiecte
Am accesat, unele au început să, să se producă vadă, rezultate. Altele sunt încă la stadiu de documente, dar când se vor termina acestea, le vom vedea pe celelalte și tot așa asigură o continuitate și o dezvoltare a orașului. Eu cred că, acestea fiind spuse, trăgând o linie, nu știu ce notă să-mi dau, dar eu când mă duc acasă, vă pot spune și când mă uit în oglindă, în momentele mele de... Știu, de liniște, cu mine însumi când mă uit în oglindă, vreau să vă spun că nu-mi este rușine. Nu-mi este rușine cu mine. Și cred că nu am... Că asta este primul lucru. Când ceea ce fac, să încerc să nu mă dezamăgesc pe mine, să nu dezamăgesc familia. Și cred că familia și prietenii nu sunt dezamăgiți de mine și nu se rușinează cu mine. Mai departe, toți ceilalți, majoritatea cetățenilor, majoritatea va trebui să hotărească dacă a fost bine. Eu zic că a fost bine și vom continua. Le convine acelor puțini, nu le convine, vom continua încă 4 ani. Deci așteptați, ca să spun așa, evaluarea din partea cetățenilor la vot, așa cum este normal de altfel pentru orice om. Da, aștept, pentru că se anunță o campanie destul de... Vom vedea ce se va întâmpla, o destul de interesantă. O campanie în care, vedeți, aceste proiecte, acest bilanț, vreau să fie într-un mod pozitiv. Ce am făcut? Dar, pe de altă parte, trebuie cetățenii să afle și vor afla într-o perioadă foarte apropiată că am avut și multe bețe în roate și multe piedici. Frecușuri. Da, nu frecușuri, nu. Bețe în roate băgate efectiv de la un cetățean ce a fost și acum se folosește de poziția pe care de consilier personal mi-a sosit săptămâna trecută, mi-a sosit o adresă în care efectiv el spune, subsemnatul Chiriță Ionel, în calitate de consilier al Ministrului Lucrărilor Publice, domnule, verificați încă o dată ce se întâmplă la Hârșova, nu ține de bilanț, dar vreau să închei, ca să transmit un semnal de alarmă instituțiilor vis-a-vis de... Domnule, cetățenii au dreptul să petiționeze, să solicite, să ceară neclarități sau informații. Dar în momentul în care un cetățean reclamă, vine un control în 2018, bine, unul, adică mai multe, dar vine un control în 2018, reclamă iar, vine un control în 2020 plus supracontrol din 2018. Nu-i convine, face reclamații la Curtea de Conturi București să mă verifice. Mă verifică, nu se găsește nimic. Face reclamații la Camera Deputaților să pună presiune pe Curtea de Conturi să vină să... Și nu găsește nimic. Iar când spun treaba asta, spun pentru că am documente, doar ce l-am dat în judecată pe cetățeanul Chiriță Ionel, pentru toate calumniile și minciunile spuse despre mine. Și băiatul a pus aceste documente la dosar. Da, da? Sperăm să ne oferiți și nouă aceste documente dacă doriți, ca să... Dacă doriți, le voi arăta, pentru că ce face cetățeanul Chiriță Ionel acum este un abuz de drept. Adică toți avem dreptul să reclamăm. Dar când reclamăm o dată, de două ori, de trei ori și nu se întâmplă, pentru că au venit, am fost controlați și răscontrolați și chiar zilele trecute vom trimite iar documente, nu se mai poate. Acest individ dorește efectiv să blocheze activitatea primăriei Hârșova, tocmai pentru că el vrea să mai candideze încă o dată. N-a fost mai mult sau mai puțin, ce a putut, sau nu că n-a fost în stare, îmi cer scuze, nu. Ce a făcut în 8 ani de zile, cetățenii au văzut și vor analiza. Acum consideră că vine pe un cal alb și este mai făt frumos decât făt frumos. Ok, îi urez sănătate, că succes nu pot să-i urez, dar nu poți să vii și să-ți creezi o campanie de acum un an și ceva, că e la început de un an de zile, cu tot felul de declarații, tot felul de dedicații, tot felul de controle, tot felul de... Mergând pe ideea, dom'le, nu mai votați pe... sau votați-mă pe mine că Ionescu este urât. Nu. Hai să votăm pe tine, că ai fost frumos în trecut și n-ai făcut nimic, dacă e ceva. Da? Da, până la urmă, cred că cetățenii apreciază lucrurile pe care le văd și da, le simt. Și atunci ei vor pune în balanță... Nu, cetățenii, nu, vă spun, cetățenii nu vor pune în balanță decât rezultatele. Exact. Pentru că de restul, și eu văd, de restul sunt scârbiți. Iar de trecut, știți cum e, de trecut numai de bine. Da? Pe noi ne interesează viitorul. Da? E mult de discutat, dar în încheiere, aici chiar vreau să, excepție de bilanțul acesta, vreau să trag un semnal de alarmă instituțiilor vis-a-vis de acest, cum am mai spus, acest abuz de drept pe care îl pot face unii, care, am mai spus, când vin o dată, două de trei ori și chiar nu se găsește nimic, înseamnă că tu, cel care reclami, ai o problemă. Înseamnă că ai o problemă. Tu te caută, te verifică, dar nu continua. Și atunci instituțiile trebuie să
ne întoarcem puțin, că eu voi, nu voi lăsa așa, și să ne întoarcem împotriva acelor petiționari de serviciu sau acelor reclamagii sau acelor, cum am mai spus eu, călcători de drept. Am înțeles. E clar că e clar. Da, urmează campania și atunci evident fiecare vine cu ceea ce consideră că e o armă pentru el. Eu nu voi veni cu arme împotriva celor care au fost înaintea mea. Nu, eu vreau să spun foarte clar, singurul contracandidat va fi chiar propria mea persoană. Eu voi dori să lupt împotriva mea, astfel încât în următorul mandat să vin să gândesc, nu voi promite nimic, la fel cum nu am promis acum 4 ani, pentru că nu aveam de unde, cum spuneam, nu aveam de unde ști ce înseamnă meseria de funcția de primar. Nu voi promite nimic decât că voi continua proiectele începute și că voi încerca să ridic la un alt nivel orașul. Acum pot spune că am căpătat 4 ani de experiență și administrativă și politică, de toate. Nu sunt hârșit ca alții, cum se spune, da? Dar nici începător nu mai sunt. Și voi încerca să aduc nivelul orașului la un alt nivel. Deci pot promite acest lucru cetățenilor. În rest, să le promit luna de pe cer, n-am făcut-o și nici nu o voi face. Iar în campanie voi fi, cum spuneam, propriul meu contracandidat. Restul, cum spuneam, numai de bine. Domnule primar, vă mulțumesc mult pentru prezența în studioul Constanța News. Evident, vom urmări în continuare ceea ce se întâmplă la Hârșova. Sperăm să reușiți să implementați toate proiectele pe care vi le-ați propus. Cu siguranță le voi implementa. Și să ne auzim cu bine. Mulțumesc frumos. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea despre orașul Hârșova și despre, putem spune, primul mandat al domnului primar. Să ne vedem cu bine.